Bună și bine v-am regăsit! Astăzi am să vă arăt cum se face ciorbă de legume pe aripi de curcan. Am să vă las pas cu pas cum am făcut rețeta. Vă pup și vă doresc o zi bună și dacă vă place puteți să dați un like la această postare. O să facem o ciorbă de aripi de curcan și o să avem nevoie de sare, piper, pătrunjel, neoștean, legume, bulion și 2 cartofi. Doar 2 cartofi, nu mai mult. O ceapă și pentru direș ciorba, la sfârșit, 2 ouă și iaurt. Dacă vreți, puteți să o acriți și cu bor sau cu tarhon. Am pus o lingură de ulei. Puțin 2-3 minute să călim ceapa, după care adăugăm și legumele să se călească. Cartofii am să îi bag, să îi spălați de azburul, înainte cu 15 minute să se fiarbă carnea. Separat ne pregătim iaurtul și ouăle. Albușul într-un bol, gădărușul în alt bol, iar gădărușul amestecăm cu iaurtul. După ce s-a călit puțin și carnea, am pregătit ouăle pentru final, da? Să le avem pregătite și lăsăm să fiarbă circa 30-40 de minute. O să adăugăm și cartofii. Mai lăsăm încă un fel de ouă să fiarbă. Cu ajutorul unui polonic ne ajută și scoate puțin de ciorbă caldă și amestecăm bine gălbenușul cu iaurtul până se dizolvă. Albușul așa cum vreau să se facă un pic de grânță, amestecăm ușor. Eu am să acrez cu tarhon, eu am aici tarhon sau tarcă, cum să spune. Puteți să o acriți cu borș. Am oprit focul și am băgat iaurt. Las cât de frumos arată ciobitca noastră, cu vitamine, cu proteine, cu tot ceea ce vrei.